Invadatorii ruși vor să organizeze un referendum pentru a declara independența regiunii Kherson, după modelul Donetsk și Lugansk, acuză un deputat ucrainean. Orașul din sudul Ucrainei, cu aproximativ 300.000 de locuitori, a fost capturat de ruși la începutul lunii martie. Un deputat al Consiliului Regional din Kherson susține că deputații locali au fost chemați de ocupanți și întrebați dacă sunt pregătiți pentru cooperare. Sâmbătă, Consiliul Regional Kherson s-a întâlnit de urgență, iar majoritatea a decis că orașul aparține Ucrainei. Вітаю. Хочу звернутися сьогодні до моїх херсонців і до всієї України. Сьогодні в засобах масової інформації розганяється тема, що на нашій Херсонщині буде створена певна псевдореспубліка завдяки голосуванню Херсонської обласної ради. Як депутат Херсонської обласної ради заявляю, що цього не буде ніколи. Ви, окупанти, можете пройти на Херсонщину, але це місце, де вам завжди буде погано спатися. Ми приймемо рішення, але воно буде не таке, як вам хочеться. Воно буде на підтримку України, нашої рідної неньки. Все буде Україна. Și ministrul ucrainean de externe, Dimitri Kuleba, a reacționat la anunțul deputatului din Kherson într-o postare pe Twitter. El a scris că referendumul din Kherson este o ficțiune completă, fără sprijin din partea oamenilor, spune Dimitri Kuleba, ministrul afacerilor externe din Ucraina. Rușii dețin controlul în provincia Donbass, unde Kremlinul are susținerea republicilor independente Donetsk și Lugansk, iar acum mizează și pe Melitopol. Orașul a fost capturat de militarii ruși încă din primele zile ale invaziei, iar sâmbătă seara, la conducerea orașului, a fost numit un primar pro-rus. Asta după ce primarul ales al Melitopolului a fost arestat vineri de militarii ruși. Procurorul regiunii separatiste Lugansk a declarat că acesta este acuzat de terorism și urmează să fie cercetat.